Ce ne cânti? Spune-mi. O să vă cânt o piesă de-a mea cu care am vrut să particip, am trecut la Mamaia și nu am luat preselecția, dar nu e nicio problemă. Anul ăsta o să vă la creație cu o altă piesă. Simpunii. Da, mulțumesc. Ce ți-a compus piesa asta? Piesa asta, mă întreb, se numește, a compus-o un prieten foarte drag mie, se numește Eduard Nicolae, este anotat la conservator și abia aștept să o auziți, când o fi să o auziți, că acum nu se poate, că nu avem voie. Trebuie să fie prima audiție. Să ne cânte altceva. Și o să vă cânt piesa pe care am pregătit-o pentru anul trecut, se numește Mai dă-mi un semn, compusă de Cornel de la trupa Reflex. Oh! Îl salutăm pe Cornel. Cristina, eu știu ce poți, Mihai știe, dar telespectatorilor, cred că e momentul să le arăți încă o dată ceea ce știi tu să faci. Aplauze, vă rog frumos, pentru Cristina Bondoc. Cine știe, poate o vom vedea la Romanian Top Hits cândva. Da, poate. Să ezit de mă vei chema, căci eu te-am pierdut.